Domnule Ordănescu, domnule Ordănescu, o seară specială pentru Steaua. Ce în sufletul noastră când îi vedeți din nou alături de noastră pe toți acei jucători imenși ai României care astăzi s-au produs din nou pe gazonul din Ghencea? Nu este doar o seară specială a Stelei. Este o seară specială a sportului românesc. De fapt, aici este cu adevărat templul fotbalului românesc. Din punctul meu de vedere, o sărbătoare specială și mulțumesc pe această cale Clubului Sportiv al Armatei Steaua, mulțumesc pe această cale Ministerul Apărării Naționale, care a reușit să organizeze această sărbătoare de excepție. Sunt 75 de ani de istorie, de tradiție, sunt 75 de ani de performanță, de titluri și de, să zic așa, medalii olimpice de campion mondial, campion european și tot ce a obținut de-a lungul timpului acest club măreț, impresionant de tradiție din sportul românesc. Am văzut în seara aceasta pe gazon o parte între jucători care se țin încă fit, da? Aveți sentimentul că unii dintre ei ar putea încă să mai joace poate Liga 2, Liga 3? Nu știu, e o întrebare la care n-aș putea să vă răspund. În orice caz, ce am văzut pe gazon, am văzut într-adevăr fotbaliști care au adus performanță, care au câștigat cupe, au câștigat trofee și din acest punct de vedere avem cu ce să ne mândrim. Ultima